Atenție, șoferi, în perioada 12-14 august evitați strada Universității, tronsonul cuprins între Alexei Matievici și Timiș. Pe această porțiune se vor efectua lucrări de pozare a cablului electric și din această cauză traseul menționat va fi închis. Totodată, în perioada 15-18 august va fi închisă și strada Timiș, mai exact tronsonul cuprins între Universității și Anton Crihan. Potrivit primăriei, până pe 15 august va fi suspendat traficul rutier și pe strada Mihail Sadoveanu, între străzile ale Curuso și Petru Zadnipru, unde vor fi efectuate lucrări de reconstrucție. Conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizările rutiere temporare.